Vine! Aprinde! Stai că-mi tremură mâna de emoții! Ei, chita mai zi de naștere, afară plouă! Stau singură! Și ce dacă plouă? Vine! Dragi prieteni, am primit permisul, am majoratul! Yeah! Este pentru tine! Ți-am zis să nu dai pe jos! Nu e nimic! Ne ducem la restaurant! Yeah! Eu pasă! Am emoții, dragi prieteni, prima dată conduc. Vă place cum conduc? Da! Dar mergi prea încet. Așa, la început trebuie să mergi încet. Iată eu, peste o lună, am 18 ani. Să vedeți la ce restaurant ne ducem. Doar la ce restaurant ne ducem? La Pieco? Nu la Pieco, la un restaurant frumos. Să ne grăbim, deci întârziem. Ei, trebuie să-mi spui că mergem la restaurant. Trebuie să mă îmbrac mai frumos. Dar eu sunt frumos. Eu sunt prea colorată. E important dispoziție bună să avem. Haina nu contează. Iuhu! Eu mă încolo. Stai, trece o mașină, mă întorc. Mai repede, mai repede, nu mai rezist. Hai, stai aici, mă rezist. Unde m-am parcat? Probabil ne-am blocat aici, Albert, asta e din cauza ta. Mai bine nu te luăm la zi de naștere. Cristina, nu te-ai blocat tu deloc. Albert, hai! Ah, ce plouă! Oh! Am o noutăterea! Ne-am blocat aici! Ați văzut voi ce noroi este afară! Oh! Unde te-ai parcat? Te-ai gândit un pic? Eu intru în panică de ziua mea! Murdăresc mașina! Tu te gândești la mașină? Sau cum să ieșim de aici? Ajutați-mă, vă rog! Nu, mie mi-este frică de noroi! Eu nu mă duc! Mă duc eu! Curaj! Gândești la mașină? Hai, repede, mașină, repede! Hai, Albert, hai! Am avut alte așteptări. 18 ani cu așa peripeție. Lasă, continuăm acasă ziua de naștere. Știi, eu cred că tu nu vei uita niciodată această zi de naștere. Da, cu siguranță! Distracție! Poate acasă va fi și mai bine. Facem un frigărui. O salată!